Bun venit pe canalul Unicorns! Astăzi vom face un nou videoclip și vom începe un nou serial care se numește Jurnalul. Sper să vă placă! Ar trebui să mă ajut, dar nu o faci. Că te-am de acord să împărtim sarcinile. Dar tu nu te ocupi de ele. Când am spus că mă duc acolo? Când? Săptămâna trecută ai zis de două ori. Deja mi-am organizat săptămâna. Știi câte se schimbă într-o săptămână? Ce fac dacă am ședință? Nu mă duc? Sigur că te duci, dar mă anunț, comunică! Ei, sunt părinții mei, sunt ocupați cu cearta, ca de obicei. Știi care e adevărul? Îți place să împarți sarcinile și te superi când nu le fac cum vrei tu. Cafeaua! Aș vrea eu, nu le faci deloc. Nu, trebuie să mă ocup de toate sarcinile. Fiindcă nu ești prezent. Mereu îmi spun să fiu politicos. Dar ei sunt primii care țipă. De ce tot ce e aici e al tău? Nu spun asta. Spun că trebuie să mă ajuți. Ai spus vreodată că doar eu lucrez? Ai spus acum că tu faci toată treaba. Acum vor avea de ce să țip. Mă rog, las-o baltă. Vrei să știi adevărul? Spune! Nu ascult niciodată, punct. Ascultă, Lisa, crezi că asta e comunicare? Pierdem timpul. Să nu pierdem timpul, vrei doar să ai dreptate. Sigur, mereu e vina mea. Scârbos, ce e în cafea? Pietro, ce noi? Pietro! Întoarce-te, Pietro! Părinții mei sunt un coșmar. Pietro! Nu mă ascultă niciodată. Doar țipă, îi doare în cot de mine. M-am săturat de ei. Mă cheamă Pietro și am aproape 13 ani. Nu sunt atât de mic, nu? Dar părinții mei nu înțeleg că sunt băiat mare acum. Se prefac că nu văd și că n-aud. De asta de-abia aștept să plec dimineața. Îmi place insula mea și nu-mi pasă de nimic altceva. E clipa perfectă din zi. Vântul îmi bat în față, miroase libertate. Dacă tot ce e bun e pe care să se termine. Asta este școala mea, Galilei din Marina Pincola. Ca în toate școlile, sunt prea multe reguli de urmat. Și nu le suport. Îmi cunosc prietenii din totdeauna, dar ne vedem de treabă. De exemplu, Ariana se crede Miss Univers și crede că toată lumea vrea să fie cu ea. Ai grijă să nu epuizezi cartea. Măcar știu ce e aia carte. Iar ea este Livia, domnișoara perfectă. Salutare și ție. Hobby-ul ei este să citească. Ah, și mai sunt și cei de la A8D, ca Mateo, Grimaldi, Grimo. Se simte puternic, fiindcă se ia de cei mai slabi. Aveți grijă să nu rămâneți serpetenți. Ai avut noroc azi. Așa e, domnișoara perfectă e cu el. Crede că e un băiat bun. Votează și tu. Ce? Ce să votez? Fain, nu? Deja a votat jumătate de școală. Ai nebunit? Nu fac asta. Trebuie să copiez tema la matematică. Tema? Nu ți-ai făcut niciodată temele. Du-te și votează. Hai. Hai, votează tema. El e Giulio, prietenul meu cel mai bun. Mereu pune ceva la cale. Știi că se vor risca belele? Mă rog. Dar ce-i viața fără belele? Nu. Bună dimineața! Bună dimineața! Paganini, vine la tablă! Da. Dar de ce? Cum adică de ce? Ce vrei să faci la școală? Ai făcut exercițiile? Da, exercițiile, sigur! Bine, adu-ți caietul cu exerciții. Caietul cu exerciții. Bine. Da. Vin, profesoară. Uitați aici. Poftim. Pagina 13. Bine. Și pagina 14. Bine, le faci din nou la tablă. Haide! Poți să copiezi din caiet? Nu poți. Ștergi tabla și le faci din nou. De ce? Ștergi tabla și le faci din nou. Bine, calmați-vă.
Veți plăti pentru clasamentul ăla, sigur. Mă rog, Izabela și Monica, cele două războinice ale justiției sociale. Oricum, asta e clasa mea. A șapta D. Chiar era nevoie, i-am dat mâna și m-a pedepsit. Oh, scuze. Proasto. Nu eu plec acasă cu 5 la matematică. Cine e proasta? Ai văzut asta? Ignoră-le. Fetele sunt o bătaie de cap. Apropo, pe cine-ai votat? Ce-ți pasă, Pac? Îmi pasă. Nu mă interesează fetele. Toate sunt la fel. Serios. Credeam că ai votat-o pe Livia. Pe cine? Pe domnișoara perfectă. Nici vorbă. Nici nu e așa de drăguță și e plină de ea însăși. Deci, ai votat-o pe Ariana? Da, am votat-o pe Ariana. Știam eu. Îmi pare rău, dar nu ai nicio șansă cu ea. E clar că mă place. Bună, Ariana. Bună. Bună, Pietra. Vin aici. Nici măcar nu te observă. Asta e strategia ei. Nu vrea să arate că mă place, așa că mă ignoră și e rea cu mine. Serios? Aproape că vreau să sărut ca să ți-o scot din cap. Serios? Haide! Dacă reușești, îți dau undița mea. Lasă. Și costumul de neopren. O să râși și pe Livia, câștigătoarea. Toate sunt la fel pentru tine, nu? Deci va fi ușor să le săruți pe amândouă. Dar dacă dai greș, îți iau surful. Ți-e frică? Dar dacă nu te superi, tu să nu te superi. Chiar am făcut pariul ăsta cu cel mai bun prieten. Ce dezastru. Nu vreau să mă gândesc la asta, să-l distrug pe Pac la basket mă relaxează întotdeauna. La naiba cu testele, pariurile și fetele. 18 egal. Am vorbit prea devreme. Dacă o ții tot așa, pierzi pariul. Ca jocul ăsta, haide, joacă. Bună. Mă duc acasă, poate mergem împreună. Scuze, joc basket cu băieții. Dar terenul e ocupat. Nu-ți face griji, pleacă. Duceți-vă acasă și faceți-vă temele cu mami. Am ajuns primii. N-am auzit nimic. Terenul e pentru cine știe să joace basket, nu pentru tine. Grimo, pe bune? Voi sunteți praf la basket. N-am auzit. Ce ai spus? Chiar vrei să te umilesc? Aruncări la coș, unul la unul. Cine pierde, pleacă acasă. Pietro, am o idee mai bună. Să fie o provocare adevărată. 5 contra 5. Două coșuri în sală. Clasa mea împotriva clasei tale. Cei învinși vor fi ratați insulei. Nu mai râzi acum, nu? Prostule. Mă bag. Poftim săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Cară-te. Tu, prietene, ești nebun. Deci, meciul e între ore, Giulio? Da, Pietro a făcut un pariu stupid cu Mateo. E nebun. M-a răscofală, relaxează-te. Să mă relaxez? Ne vor distruge, vor vede de noi toată viața. Despre ce vorbești? Am putea câștiga, oricum, am acceptat. Adică am acceptat. Tu ai acceptat. Giulio, imaginează-ți că iei mingea, fugi spre centru, te înalți și înscrii punctele vieții tale cu Ariana în tribune. Ariana. Ariana. Giulio, Giulio, Giulio. Ai câștigat jocul, nu? S-a făcut. Mulțumesc. Te bagi, Dani? Sigur, super. Știi, după ce ne mutăm la Marina Grande, rămânem și fără sala asta de sport. Ai dreptate, dar nimeni nu face nimic pentru a opri închiderea școlii. Salut, Pietro, Giulio, v-ați gândit la propunerea mea la înscrierea în echipă? Uite, Michel, nu e vorba că nu te vreau în echipă, bine? Doar că nu avem echipă. Salut, uite pe cine l-a dus. Mircu a jucat basket la Roma, l-am rugat să ne se alăture. A acceptat. Ne mai trebuie un jucător, nu? Mersi, băieți, nu veți regreta. Cu o singură condiție, pe teren, porecla ta va fi mucegai.
De ce mucegai? Vezi? Mucegai. Măcar avem echipă, nu? Suntem praf, nu-i așa? Nu avem nicio șansă. Doar dacă folosim infuzia specială a bunicului. Poftim? Bunicul meu este constipat, mereu avea dureri de stomac. Până când bunica i-a găsit un medicament dat naibii. E făcut din ierburi. Ca o bombă, doar câteva picături și bum! Explozie nucleară. Îi facem pe ceilalți să bea din siropul bunicului. Nu vor putea sta în picioare. Glumești. Nu, vorbesc serios. Pac, ești nebun. Vreau un joc corect, nu vreau să trișez. Vrei să pierzi și jocul de basket? Cum adică și, fiindcă pierzi pariul nostru, prietene? Dispar. Așa e, ne trebuie un miracol ca să-l batem pe Mateo. Va fi și mai greu să o sară pe Livia. Hei! Bună dimineața! Mergi cu bicicleta mai bine decât tine. E o ciclistă grozavă, e aproape campioană la triatlon. Dacă ești atât de bună, facem o cursă. Nu mai concura cu toată lumea, ce-i cu tine? Ia vezi, tu și iubitul tău îi provocați pe ceilalți. Mai taci. Mai taci. Poftimicel, o brioșă cu gust de neuitat. Mulțumesc. Pac, de ce te-ai apucat să împarți brioșe? Nu înțelegi, e un test. Pentru ce? Un test pentru a afla puterea siropului bunicului. Ce? Deci. Michel, tu urmezi. Totul e bine? Yes. E sigur? Văd că transpiri. Își face efectul așa de repede. Poate că am folosit prea mult. Bine, adjectivul e mic, avem comparativul. Ah! Michel, sunt bine. Ah! Scuze, profesore, nu pot. Ah! Quiet, please, quiet. Iată pe Livia, nu o las să scape. Bună, bună, te antrenezi o grămadă și tot ești varză. Nu mă antrenez acum, da, te-aș putea bate, învinge. Ne întrecem până la Belvedere. Mă bag. Dar ratatul plătește. Dacă câștig, vreau un sărut. Ce? S-a întâmplat ceva? Ah, am înțeles, am înțeles. E vorba despre Mateo. Bine, mă bag. Pe locuri fiți gata, start! Ho perso almeno 2000 treni. Vedo nei tuoi occhi che mi menti. Sono in equilibrio tra mille problemi e cado se ci sei anche tu. Ma baby, sei di notte in giro non mi vedi. Cercami anche dove non dovresti. Io griderò forte se mi senti. E se mi senti corri da me. Yeah. E se mi senti corri da me. Yeah. E se mi senti corri da me. E mentre tutti dormono la città si spegne. Io sto cercando un modo per andare senza far rumore come fosse comodo. Restare sopra un filo ed aspettare che si calmi il vento mentre tutto il resto vola via. Ti prego non farmi pressione. Ho come l'impressione che il mio mondo non ha più un colore. Solo bianco e nero. Perduta, a come trebuie să plătești pariul? Te sărut eu. Foarte nostim. Atunci ce? Ce vrei să fac? Încă nu m-am hotărât. Te anunț eu. Nu mai durează mult, până la urmă o să rup eu. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă doriți, vă puteți abona și să dați like. Pa, unicornii mei!